până copiii vă spun un bun venit la colțul cu povești. Micuța Amy este salvată. Partea a doua. Mulți misionari așteptau marele vapor care urma să se ducă în India. Într-o zi, s-au dus într-un parc frumos din San Francisco. Tăticul micuței Amy s-a gândit că ar fi drăguț să aibă parte toți de o surpriză specială, așa că a spus că avea să cumpere înghețată pentru toată lumea. Probabil că Amy a auzit cuvântul înghețată. A alergat după tatăl ei cât de repede au putut piciorușele ei. Tati, tati, strigă ea. Crezând că tati știa că Amy s-a dus după el, mami zâmbea văzând-o alergând spre tăticul ei. Însă tati nu o auzise pe Amy strigându-l și a continuat să alerge. În acea zi erau mulți oameni în parc. Deodată mami a văzut o femeie înaltă alergând înspre micuța Amy și înșfăcând-o în brațe. Apoi s-a întors repede și a fugit cu ea. Mama lui Amy a văzut toată scena. S-a speriat foarte tare și a alergat spre femeia care intrase deja în mulțimea de oameni. Ea știa că nu trebuia să o piardă din priviri. Femeia aceea o răpea pe Amy. Scumpa ei fetiță! Ajutor! Opriți-o pe femeia aceea! Îmi fură fetița! Strigă mama lui Amy în timp ce alerga. Oamenii se întrebau ce se întâmplă în timp ce mama lui Amy alerga printre ei. După puțin timp, toată lumea părea că vrea să se implice cu ceva, dar în acea zi în parc erau o mulțime de oameni cu copii și doar mama lui Amy știa cum arăta femeia care încerca să-i fure fetița. În sfârșit, a prins-o din urmă pe femeie și a smuls-o pe Amy din brațele ei. Ochii acelei femei aveau un fel ciudat, sălbatic de a o privi pe mami. Oamenii din mulțime au prins-o și au ținut-o până ce a sosit poliția. Mami nu a vrut să mai stea, așa că s-a grăbit să ajungă la ceilalți misionari cu micuța ei scumpă. A auzit pe cineva spunând că femeia aceea avea probleme mentale, dar niciodată nu a știut dacă acest lucru era adevărat sau nu. Și n-a aflat nici ce s-a întâmplat cu ea pentru că încercase să răpească un copilaș în ziua aceea. Mami era recunoscătoare că fetița ei era în siguranță și la fel au fost și ceilalți misionari. Tati a rămas șocat când a venit cu înghețata și a auzit ce se întâmplase. A îmbrățișat-o strâns pe micuța Amy și toată lumea zâmbea uitându-se la ea cum își savura porția de desert. Cu toții știau că ea nu era conștientă că Dumnezeu o salvase și i-au mulțumit că o scăpase de ceva ce putea fi îngrozitor. În ziua în care trebuiau să urce pe vaporul acela mare, toți misionarii erau ocupați cu pregătirea ultimelor lucruri înainte de plecare. Și micuța Amy și mami erau ocupate și iarăși s-a întâmplat ceva cumplit. Vasul lor urma să plece în după-amiaza aceea și toți misionarii, inclusiv mami, știau că trebuiau să fie acolo la timp. Dar ce s-a întâmplat în continuare, vom afla săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!